1922 este momentul în care se desăvârșește Marea Unire prin încoronarea la Alba Iulia a regelui Ferdinand I, întregitorul și a reginei Maria. Întreaga lume internațională este cu ochii pe ceremonia fastuoasă. Pregătirile pentru încoronare au început cu câțiva ani înainte. Catedrala ortodoxă din Alba Iulia a fost construită special pentru acest eveniment, într-un timp record de numai 10 luni. Va rămâne pe veci pentru români simbolul unirii. Coroana regelui Ferdinand a aparținut unchiului său Carol I, fiind coroana făurită din oțel de la un tun turcesc capturat în timpul războiului de independență. În schimb, coroana reginei a fost comandată la Casa de Bijuterii Falis din Paris, fiind modelată din 1,8 kg de aur donate de un localnic din Apuseni. Spectacolul din 15 octombrie 1922 a adus în centrul României pe viitorul rege George al VI-lea al Angliei, tatăl reginei Elisabeta II, dar și nenumărați miniștri plenipotențiari din diverse state, ducele de Genova, infantele de Bourbon din Spania, dar și general de armată precum Henri Berthelot, un mare prieten al României. În India este arestat Mahatma Gandhi pentru nesupunere civică și instigări repetate la boicotul produselor englezești. Acesta lupta pentru independența Indiei față de Imperiul Britanic. La sfârșitul anului intră în vigoare tratatul anglo-irlandez, prin care, după o perioadă de sute de ani de dominație engleză, se recunoaște independența statului liber irlandez. În est începe regimul terorii și marea epurare din URSS. Este anul în care Lenin s-a îmbolnăvit și au început luptele pentru succesiune în Partidul Comunist. Stalin și-a folosit puterea de secretar general și și-a impus apropiații la nivelul conducerii partidului și și-a îndepărtat rivalii. Sute de mii, milioane de oameni au fost arestați sau uciși de către cel mai sângeros regim de represiune.